Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în data de 26.07.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local la următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul al doilea, 2017, al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul Comunii. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al treilea, 2017, inițial de primarul Comunii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Ștefan cel Mare al la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoanele cu handicap. Inițiator de primarul Comunii. 4. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru perioada 07.03.2016 17.07.2017, inițial de primarul Comunii. Este vorba de doamna secretară Bogos, care a ținut locul doamna. Așa. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Ștefan cel Mare, inițiat de primarul Comunii. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al, al primarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul Comunei. 7 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinele de zi. Împotrivă se abține unanimitate, tot aprobat. Acum cred că îi dăm cuvântul doamnei contabile să prezinte punctul 1. Să vă prezint contul de execuție bugetară la trimestru 2. Așa cum știți de fiecare dată, îl supunem spre aprobare Consiliului Local. O să încep cu secțiunea de funcționare. Impozitul pe venit din transferul de proprietate. O să citesc în milei contul de execuție, exact cum e la aprobare. 1,12. Cote defalcate din impozitul pe venit, 104,12. Sume alocate pentru echilibrare, 268,17. Alte impozite pe venit și profit cu câștiguri din capital, 0,46. Impozit pe clădiri, 22,88. Din care impozit pe clădiri persoane fizice, 9,3. Impozit pe clădiri persoane juridice, 13,57. Impozit pe teren, 36,45. Impozit pe terenuri persoane fizice, 21,19. Impozit pe terenuri persoane juridice, 0,79. Impozit pe teren extravilan, 14,46. Taxă judiciară, 0,45. Alte impozite și taxe, 2,64. Sume din TVA pentru cheltuielile descentralizate, 623,4. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 85. Impozit pe mijloacele de transport, 11,78, din care impozit pe mijloacele de transport persoane fizice, 9,55. Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice, 2,23. Alte impozite și taxe, aici e 0. Venituri din concesiuni, 0,56. Venituri din prestări servicii, 7,66. Taxă extrajudiciară de timp, 0,89. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 15,22. Alte amenzi și confiscări, 11,12. Taxe speciale, 40,68. Total venituri cu secțiunea de funcționari, 1055,88. Cheltuieli de personal la capitolul 51, la administrație, 223,89. Bunuri și servicii, 44,38. Dobânzi, 5,44. Protecția copilului, transferul între unități, 33,09.
La capitolul 61, ordine publică și siguranță, cheltuieli de personal 52,22. Bunuri și servicii 3,75. La învățământ, la capitolul 65, cheltuieli de personal 406,96. Cheltuieli materiale, bunuri și servicii 43,52. Tichetele pentru grădiniță 5,15. La capitolul 67, cultură, cheltuieli de personal 8,02. Bunuri și servicii 1,58. La capitolul 68, asistență socială, cheltuieli de personal 22,53. Indemnizații pentru persoanele cu handicap 214,01. La capitolul 70, la iluminatul public 49,39. Rambursarea creditului 15.000. La protecția mediului, la capitolul 74, ceea ce plătim la Romprez, gunoiul, 74,81. La capitolul 84, la drumuri, 51,7. Astea sunt cheltuielile, la total cheltuieli 1256,44. Deci sunt cheltuielile de la secțiunea de funcționari, la secțiunea de dezvoltare, la venituri, la capitolul 420265, finanțarea din PNDL, banii care vin de la MDRAP pentru drumul de la Rădeana, 320,16. Și am cheltuit la capitolul 65, PTH-ul pentru grădinița de la care a semnat contractul de finanțare cu AFIR-ul, 74,28. La capitolul 84, la drumuri, 420,26 pentru drumul de la Rădeana. Asta a fost secțiunea de dezvoltare. Dacă cumva aveți... Dacă sunt întrebări sau discuții. Ce să scrie la primă? Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este de acord cu punctul 1? Abținere? Împotrivire? Dăm punctul la doamna contabilă să vizite și punctul 2. Rectificarea bugetară. Deci, în primul rând, o să vă dau citiri la adresa de la Consiliul Județean, adică mi-au repartizat o sumă de bani pentru CUC. Deci ne informează că prin programul de finanțare pentru anul 2017, pentru elaborarea și actualizarea planului urbanistic general și a regulamentelor locale de urbanism, vi s-a alocat sub formă de transfer din bugetul MDRAP pe anul 2017 suma de 23.586,79. O să găsiți suma asta și în rectificare, plus ceea ce a rectificat din venituri proprii. Din ceea ce am încasat până la data asta, deci ne-a permis bugetul să facem o rectificare din impozitele și taxele locale. Și o să vă spun. La impozit și taxă pe clădiri la persoane fizice, 15.000. Impozit pe clădiri de la persoane fizice, 23.000. Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice, 15.000. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice, 14.000. Taxele speciale, 56.000. Deci total influenți pe secțiunea de funcționare, 123.000. Pe care i-am repartizat pe cheltuieli astfel. La capitolul 51, la cheltuieli de personal, 10.000. 60.000. La PSI am luat 10.000 de cheltuieli de personal și i-am pus pe poliția locală 10.000. Deci aici e doar un transfer de credit. Cu minus, plus, deci n-am rectificat cu nimic în plus. Banii cei mai mulți au fost puși pe investiții. Deci pe PUC, 23,60.000 cei care au venit de la Consiliul Județean și pe SF-uri și pe DALI-uri, prin programul ăsta de PNDL 2017-2020 am fost prinși cu 4 investiții care până la 30 noiembrie trebuie să depunem documentația ca să putem semna contractele de finanțare. Și o să vă dau citire și o să
la adresa de la minister cu investițiile care sunt. Deci, conform listei aprobate, Comuna Ștefan cel Mare beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru următoarele obiective de investiții. Înființare sistem alimentar cu apă în satul Rădeana Cătun-Ron, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, valoare alocată din bugetul de stat 4.072.507. 2. Reabilitare și extindere școală generală în satul Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu valoare alocată din bugetul de stat 661.094 lei. 3. Centru sociomedical, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu valoare alocată din bugetul de stat de 601.410.000 lei. Și 4. Modernizare și construcție poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu valoare alocată de la bugetul de stat de 2.179.975.000 lei. La toate investițiile astea, asta ne înștiințează ministerul, că până pe 30 noiembrie trebuie să depunem studiile de fezabilitate și DALI. De asta am rectificat bugetul, ca să asigurăm plata studiilor de fezabilitate și documentații de avizare la lucrările de intervenții, la investițiile sus menționate, ca să putem semna contractele de finanțare. Mai avem două contracte care le-am semnat pe AFIR. Contractul de la grădiniță și de la drumuri, deci astea sunt pe fonduri europene, dar la astea am avut de la începutul anului asigurați banii pentru PTH-uri, taxe, avizii, studii, geo și tot ce trebuie. O întrebare, fiți amabilă. Da. Reabilitare, școala Bogdana. E da. Vorba școala veche? Da, sau? E vorba de școala veche. Deci noi am depus pentru toate școlile. Da. Pentru absolut toate școlile. Dar ne-au dat bani tot la școala asta, cu toate că na, nu putem să zicem că nu ne-am fi dorit. Ne dorim, dar ne doream să ne dea în primul rând la școlile în care sunt funcționari. Dar domn primarul venea la minister și a întrebat care a fost criteriul de o da banii la școala asta. Școala de la, de la Bogdana este singura școală care nu are aviz de funcționari sanitari. Dacă nu e nimeni acolo, nu a scos aviz. Și a zis că ăsta a fost unul din criterii. Dar, pe parcurs, au zis că e posibil să ținem și pe celelalte școli. Că noi vroiam, în primul rând, pentru școala de la Butinaș, când mai trebuie două săli de clasă, pentru școala de la Negoiești, că aici sunt marea majoritate a copiilor, și pe restul, unde mai funcționează grădinițe, la Rădeana, la Bișoara. Sigur. Pe rând. Și încă o întrebare, mulțumesc pentru prima. E vorba de poduri și podețe, despre care e vorba. Gârbovara, e unul. Negoiești. Negoiești e Gârbovara, ce știu eu. Sincer să vă spun, da. Nu vă pot spune ca să nu vă duc în eroare. Că acum nu mai e sadul Gârbovane, Negoiești tot. Negoiești, nu știu, asta domn primar, domn vicii. Chiar nu știu. De aia că mai era vorba și de podul de la Bertăla, știți? Da. Mă rog. Da, George. Pentru știința. Îmi pare rău, dar aici chiar nu vă pot spune ca să nu vă duc în eroare. Sigur e Gârbovane. E făcut așa, știu. Da, mulțumesc. Spuneți. Întrebare. Care a fost motivul de a-ți transferat 10.000 de lei de la PSI la Poliția Comunitară? Da. La începutul anului, la PSI, erau două persoane. Da. Și atunci am alocat pentru cheltuieli de personal un buget mai mare, pentru a asigura tot anul pentru cei doi salariați. Dar din aprilie, colegul de la PSI a trecut pe urbanism. Da? Deci a trecut la capitolul 51. Și atunci pe PSI n-a rămas decât un singur salariat. Valoarea respectivă se referă strict la salarizare? Strict la cheltuieli de personal. Da? Deci dacă vă uitați în... Da, scrie cheltuieli de personal. Bine. Da? Deci am luat doar de pe salarii. Și poate n-am înțeles eu bine. Colectare era vorba de impozitul pe construcții, persoane fizice, persoane juridice. Da, da. Observ că la persoane juridice, acolo unde ar trebui să fie suma mai mare, e mai mic. Raportul este foarte mic.
Adică cel care are 80 de ani este în stare să-și achite la 1 ianuarie datoriile față de primărie, iar persoanele juridice, bine mersi, își fac treaba și la primărie o lasă agățată în cui. Nu este corect. Adică trebuie să luate niște măsuri pentru îmbunătățirea colectării. Atât. Asta ridică lumea. Întotdeauna cel care n-are venit și-și achită datoriile, că n-are venit să plătească cu penalități. Da. Mai sunt întrebări sau discuții? Nu. Ne mai fiind, să punem la vot. Punctul 2. Cine este de acord? Împotriva, abține. Da. Mulțumim, doamna Oana. Prezentate și să trecem la punctul 3 acum. La punctul 3 este proiectul de hotărâri și o să dau citire raportului făcut de domnul primar. Raport la proiectul de hotărâri privind stabilirea contribuția anuală a Consiliului Local Ștefan cel Mare la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Aici am înțeles că sunt 11 persoane care sunt cu handicap la noi în comună. Copii nu mai avem cu handicap, pentru care trebuie să plătim aceste sume. Ei sunt instituționalizați, sunt în căminele de bătrâni. Plătește tot doamna Oana, poate și la nivel de... Întotdeauna am plătit ce au zis la mine în execuții, protecția copilului, la capitolul 56, deci ceea ce plătim pentru bătrânii care sunt în cămini. Cu aprobarea hotărârii Consiliului Local, contract cu Consiliul Județean, cu Direcția de Asistență și Protecția Copilului, despre asta e vorba. Dacă sunt discuții. Eu sunt în cadrul. Nu suport alte modificări, sigur. E stabilit din Consiliul Județean. Exact. Stabilită din Consiliul Județean, cuantumul 35% din valoare trebuie asigurat pe bugetul local. Și pe asta... Trebuie votat. Diferențiat pe centrele astea. De centri. Ei sunt în centri diferite. În centri diferite, da. Și 35% din sumă suportăm noi. Consiliul Local. Dar așa au fost întotdeauna. Care și nu numai la noi, că este tot așa. Avem ce comenta. Spunem la vot. Da. Spune. Mai sunt întrebări, discuții, nu? Supunem la vot. Cine este? Împotriva, abțineri? Nu sunt, nu mai nimic. Trecem la punctul 4. Vedem despre ce-i doar. Mai știu. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale a Secretarului Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru perioada 07.03.2016-17.07.2017. Cine a de primarul Comunii, vorba de doamna Bogos, care ia pe locul lui doamna Adriana. Trebuie să... O vechime individuale pentru perioada 07.03.2016-17.07.2017. Obiective individuale în raport de obiectivele instituției pentru anul 2017 din timp inițiat de... Sunt câteva obiective, deci au fost stabilite câteva obiective în funcție de activitatea desfășurată de aceasta. Ponderea, timpul de realizare și ponderea cu care au fost îndeplinite aceste obiective. Dacă o să vreți să le dau citire tuturor, o să le dau. Dacă nu, o să vă spun că calificativul pentru stabilit a fost 4,65. Din maximul. Din 5. Da. Din 5. Din 5. Da. Adică tot ce presupune. Da. Dacă sunteți de acord cu calificativul, dacă vreți să vă dau citire tuturor obiectivelor. Sigur, dacă îmi permiteți.
Cel mai bine, apropo de obiective, știe instituția primar, cum și le-am deplinit doamna secretară, în ce ne privește pe noi, sigur, noi n-am avut probleme. Sigur, n-am avut probleme. Noi, ca și Consiliul. În final, evaluarea o va face tot domnul primar, așa că nu prea avem... Da, dar noi trebuie să fim de acord cu ce a propus dânsul. Să fim de acord cu evaluarea, cu efectuarea evaluării, nu cu evaluarea restul, evaluarea o face primar. La sfârșitul anului pentru calificativ. Da. Și la sfârșitul anului pentru o face domn primar referitor la noi, funcționarii care am fost în funcție. Da. Dar aici este vorba de fișa ei de evaluare pe perioada când a fost secretar temporar al comunei, pe perioada cât doamna Gherasim a fost în creșterea copilului. Despre asta e vorba, despre fișa asta de evaluare. Dacă sunteți de acord, dacă vis-a-vis de consiliul local... Normal, noi de consiliar. Eu nu știu dacă cineva are... De aici, din comuna Steva cel Mare, obiecte la comportamentul doamnei. Vis-a-vis de activitatea desfășurată. Exact, exact. De da. În cadrul Consiliului, da. Despre asta este. Dar numai de noi. Deci, da. Da. Deci discutăm de noi. Deci a fost prezentul la toate ședințele la care noi am fost. Nu se înțelege nici, doamna secretar, nu știi ce să mai scrie. Dacă aveți ceva de spus, spuneți de rând. Dacă nu, se pune la vot. Dacă sunteți de acord cu... Da. În funcție de evaluare și salariu. Dar mai degrabă promovarea. Promovarea se face și în funcție de... 13 salariu în fondere. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Ștefan cel Mare, inițiat de primarul comunei. Aici poate tot doamna secretară. Este vorba despre indemnizația stabilită consilierilor locali în cuantum de 10% din indemnizația brută a primarului. Adică primarul, având în vedere că suntem comună de gradul 2, prin lege a fost stabilit coeficientul de ierarhizare, adică în procent de 5%, 5 coeficientul de ierarhizare, înmulțit cu salariul minim brut pe economie, adică 1450. A rezultat o sumă de 7250 de lei, asta reprezintă indemnizația primarului lunar. Având în vedere că legea ne-a stabilit ca această indemnizație a consilierilor să fie în contul de 10% din indemnizația primarului, adică în procent de 725 de lei, pentru o ședință ordinară și una, două comisii de specialitate pe lună. Noi am stabilit ca acei 725 să fie împărțit în 3, în mod egal, adică o ședință ordinară și două de specialitate. Va fi... 10 împărțit la 3, va fi 3,33. Ați văzut că s-au publicat faimoasa legii a salarizării, care, într-un fel, ei zic că au pus la punct diferențele salariale și ce s-au existat. Știți că tot timpul mereu mă întrebați dacă indemnizația noastră că era plafonată la salariul primarului din 2009, indemnizațiile consilierilor. Acum, în legea 153, la articolul 39, vine și reglementează treaba asta. Și spun că consilierii, indiferent din numărul de ședințe, chiar așa este exprimarea în lege, indiferent din numărul de ședințe, indemnizația lor maximă este 10% din salariul actual, cel de la 1 iulie, care o să-l auziți în grila următoare, al primarului. Deci au reglementat treaba asta. Eu zic că au făcut un lucru bun. Foarte bun. Se referă la indemnizația brută, da, pentru că face referire în lege de salariul brut al primarului. Da, da. Atunci, pe toate de consecință și... Da, și indemnizația dumneavoastră este tot brut. Haideți să vă dau amintirea. Și care să scot ce anume? Impozitul, CASE-ul și sănătate. Deci absolut tot. Deci nu, la cei pensionari nu se oprește șomajul. Da. Asta e singura diferență. Atât. Deci, hai să vă dau lucrați. Da, adică, citirea articolului 40 din legea 153 pe 2017, potrivit căreia, prin derogare de la prevederile articolului 34 aliniatul 2 din legea numărul 399
pe 2393, pe 2004, privind statutul aleșilor local, modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017, 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la articolul 16 alineatul 2. Am o întrebare. Pensionarii, pentru că și eu sunt pensionar și mai sunt vreo câțiva printre noi, beneficiază de anumite facilități în ultimul timp, respectiv sunt scutiți de plata CAS-ului, plata la sănătate. În această situație, dacă noi suntem pensionari, se aplică? Păi și chestiunea asta? Nu, că ei ne-au spus în felul următor, că este un alt venit, nu-i venitul din pensie. Deci eu am avut problema asta, ei ne-au spus foarte clar, că în codul fiscal, pentru orice venit în plus suplimentar, se ia mai puțin, deci în cazul consilierilor locali, tot mai puțin șomaj. Că nu puteți să ieșiți, să beneficiați de șomaj, ca și consilier. Clar, sunteți pensionari. Această indemnizație va fi impozată. Da, așa au fost dintotdeauna, ca și până acum. Deci acești 725 de lei maxim, o să vi se rețină ca și până acum impozit și sănătate. Și ce aș... Da, mulțumesc. Da. Alte întrebări? Deci inclusiv CAS-ul. Pentru că dacă o să vă duceți la casa de pensii, o să vă recalculeze pensia pe venitul din treaba asta pentru că ba, da, domnule? Eu personal nu mă încadrez aici. Am lucrat după pensionare 11 ani care nu mi-au luat la recalculare, nu mi-au luat în calcul. De ce? Păi de ce? Pentru că este o lege tâmpită. Dar ați ieșit anticipat sau de drept? La limită de vârstă? De drept, la limită de vârstă. Eu am ieșit anticipat, dar în momentul împlinirii vârstei am trecut de pensie... Pentru că ați ieșit anticipat, dacă ați fi ieșit... Pe limită de vârstă. Deci sunt pe decizie, scrie pentru limită de vârstă. Punct. Iar în noua recalculare, acei 11 ani s-au aruncat la coș. Nu mi-au mai luat în calcul. Domnul Relian, în perioada cât ați fost viceprimar, nu vă recalculați. Stați o clipă, că suntem case de pensii separate. Deci nu se aplică. Da, este o lege a pensiilor separată. Nu este vorba de legea pensiilor din sistemul public, civil, public. Da, așa este, că dumneavoastră, da, așa este. Da. Atunci, nu știu să vă spun. Deci eu vă spun că am dat adeverinții la pensionar și au fost buni, da? V-au recalculat, domnul Reilean. Da, am adus anual și deci e o altă problemă. Dar nu-i dreptate. Trebuie să vă duceți, vă interesați că vă acordă. Nu acordă. Poate legea e specială. Specializează Ministerul de Intern, Ministerul Apărării. Deci am citit legea cu foarte mare atenție. M-am mai și interesat la cei care să și pricep la lucrurile astea. Asta este situația. O lege prost făcută. 11 și ani. Nici, deci 11 ani aruncați la coș, deci degeaba nu beneficiezi de pe urma lor la pensie. Asta e situația. De aia, iertați-mă, am făcut o paranteză. Da, mulțumesc. Deci se află legea vis-a-vis de recalcularea pensiei să faci și retroactiv pe perioada când ai fost consilier. Nu, nu. Din urmă nu se face. Sigur, asta deci retroactiv niciodată nu fac. Clar. De la momentul în care ați dus adeverința la casă de chestia că de cel puțin eu acum am aflat chestia. Da, iertați-mă. Deci eu ca persoană. Activitatea în consiliul local este considerată, nu este luată în considerare la pensie. Da. Nu intru. Din cazul domnului Eleanu a fost viceprimar. Asta da, știu. Așa. Atunci, mai sunt probleme? Întrebări? Eram angajat, domnule. Aici nu ai calitate de angajat. Ești ales local, consilier. Asta e indemnizație, nu-i venit. Și mă, ta ți-a luat în calcul și ca virgul consilier, nu? Ne-ați văzut. Deci iau sănătate inclusiv la bani, la dobânda din bancă. Care au banii, banca au... 0,5% pe an, e bătaie de joc. Da, la aia ia și inclusiv sănătate. Câștigul la loto. Da. Sau la... Da. La loto nu e nicio problemă când îți ia. Haideți să pun eu la vot. Da. Cu ăsta și după aia la discuție. Nu se nu fi de acord, dar s-a văzut 10%, putea să fie și mai mult, dar dacă... Așa au stabilit. Dar dacă ne-ai mulțumit, Ulisia Daru.
Deci sunteți de acord toată lumea cu ce arată, da? Mă gândeam. O să abținem. Vă mulțumesc și hai să trecem la... Să facem salarul primar. Mai dai 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Șervețel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul comunei. E vorba despre, vă spune acum doamna secretară. O să dau citire expunerii de motive. Având în vedere publicarea monitor oficial numărul 490 din 28.6.2017 a legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în conformitate cu prevederile articolului 11 aliniatul din legea invocată, se precizează pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, din aparatul propriu al Consiliilor Județene Primari și Consiliei Locale și din servicii publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local a Consiliului Județean în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. La stabilirea salariului, propunea se avea în vedere păstrarea ierarhiei prevăzută în anexă 8, capitolul 1A, punctul 2, litera A, punctul 4, la legea invocată, fără a depăși cuantumul indemnizației viceprimarului comunei și pentru a se asigura o motivare reală și o diferență între funcție de complexitate a muncii, a responsabilităților și studii a tuturor salariaților. Având în vedere că intrarea în vigoare a legii salarizării este 1.7.2017, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre inițial. Acum, dacă o să doriți, o să dau citire anexe cu grila de salarizare, așa cum a fost stabilită de către domnul primar, în funcție de complexitatea muncii, în funcție de ierarhie, adică plecăm de la funcția de conducere, primar, viceprimar, administrator public, secretar al unității administrativ-teritoriale, șef birou și apoi funcțiile de execuție, funcțiile publice de execuție, funcțiile contractuale de execuție și asistenții personale. Această grilă a fost stabilită în funcție de legea invocată, în funcție de complexitatea muncii și având în vedere indemnizația viceprimarului, adică de acolo au plecat coeficienții. Deci în legea 153 ne-au stabilit doar salariul, coeficientul primarului și al viceprimarului. Și au spus... puteți să mergeți maxim până la o indemnizație a viceprimarului. Deci orice salariu din primărie nu poate depăși indemnizația viceprimarului. Coeficienții se stabilesc de comun acord cu primarul și cu reprezentanții salariaților, se prezintă în Consiliul Local și asta o să vă dea citire, doamna secretară, la coeficienți. Deci noi nu avem în legea asta 153 o grilă de salarizare pentru administrația publică locală. Cred că ați auzit pe la televizor la doamna ministru Olguța Vasilescu. O întrebare. La consilieri nu se dă un cuantum din indemnizația viceprimarului? Din indemnizația primarului. Ieșiți în avantaj din indemnizația primarului. Da, sunt la un zlop. Dacă de la viceprimarul ai vrea să spună și din indemnizația. A, și din, da. Era o treabă. Și, da, fi normal. Primarul are coeficientul 5, viceprimarul are 4. Coeficient. Dacă sunt probleme, întrebări, ceva? E bine așa. Am o necaritate. Spuneți. Vă referiți la coeficient, să nu depășească coeficientul viceprimarului. Adică 4, coeficientul 4. Mulțim cum e 450. Adică cuantum de... Deci viceprimarul are 4, indiferent de nivelul de studii? Pentru că și aici e o problemă. Este stabilit în funcție de numărul locuitorilor comune. Și este stabilit strict prin lege. Deci aici n-am eu mi-am scos grilele, da. Dar nu, mă rog, nu prea am avut timp să mă uit exact în lege, să o aprofundez. Dacă vreți, să mă refer... Mulțumesc, deci, nu știu problemă. Deci, vă face trimiterii la anexa 9 și spune clar că salariul primarului și a viceprimarului se stabilește în funcție de numărul de locuitori.
Da, da, da. Observam că în grilă face diferență între studii superioare spre studii medii și așa mai departe. La personal. La personal. Da, la... Asta era întrebarea, dacă și acolo da, se aplică sau nu chestiunea asta. Făcut, deci, nu avem grilă, dar avem un nomenclator al funcțiilor. Da? Da. Funcții cu studii superioare, cu studii medii, dar la primar și la viceprimar niciodată. Persoane alese. Persoane alese. Problema de studii. Deci a fost în funcție de gradul comun, cât e de gradul 1, cât e de gradul 2, cât e de gradul 3. Gradele s-au stabilit în funcție de numărul de locuitori. Da, asta știu, mulțumesc. Oricum au amândoi studii superioare, așa că nu mai da, mai sunt întrebări? Nu. Să punem la vot atunci la punctul 6. Cine este de acord? Împotrivă? La divers dacă îmi permite la divers să plecam și au niște probleme. Dacă se poate, domnul președinte. Nu mai fi, că mai avem câteva cereri. Două cereri. Avem niște cereri. Foarte important. Iar e cu mâine, să dăm mai fost o treabă, nu? Da, am stabilit amplasamentul, că de înțeles nu era stabilit amplasamentul. Și eu spune, precizează clar. Avem aici, iar cererea domnului Mâne Ioniță, care noi am propus atunci să se găsească lucru. Să dea amplasamentul unde. Cu lata de stupină sau ce? Deci, la moară? Hai să la moară. De la moară, de aici, de la moară. Deci pe drumul ăla de la moară în sus, până în zona Urliac. Până în zona Urliacului. Uh-huh. Acolo vreau. Până, până unde este moara aia, mă, la neglește? Aici. Sau aici, da. Aici. Imediat în dreapta aici. Aici, imediat. Cu drumul de la Urliac. Da, da, da. Pe coasta aia, până în dealul Urliacului. Din spate de moară până în... E vorba de stupină, nu? De stupină, da. Își fac o stupină acolo. Nu înceapă oamenii. Nu, că dacă te uiți la legea apiculturii, vatra de stupină nu se instalează în zona școlilor, a căilor de acces. Nu se instalează deloc, nu s-a văzut la televizor, aia că dacă a murit în ea. Ba, dacă vă căutați această lege, se instalează cu condiția, dacă ești chiar lângă căile de acces, sau în instanță de acces, îți face o plasă dintr-o, un gard din plasă, dar se duce sus pe coasă acolo, pe platoul la livadă, nu? Păi nu, numai până acolo, până la Urluiac scrie. Uitați, aici are o schiță. Spatele moarei. Aici este moara. Am înțeles. Și aici scrie zona Urluiacului. Nu-i periculos. Da, vă duceți la doamna secretară, facă extragere din legea apiculturii, da, da. Care am avut și noi cazuri, pe mușcat-o albina, la... Așa, câte o albine te mai mușcă și dacă... Te mușcă poți să... Chiar venit, că te mai trezești. Dacă vei un rachiu, te mușcă sigur. Da. Sunt întrebări? Ceva? Dacă nu sunt, să punem la vot. Sunteți de acord? Să-i dăm acest teren? Am mai votat de trei ori. Da, dar n-aveam plasamentul. Să aveam plasamentul. Hai că îți bazi în licoare. Hai că mai la ședință mai vorbim când ești de aici. Mai este o cerere către domnul primar, semnatul Iancu a Florin, administrator la firma de... De cablu... De cablu. Are un scris. Catalink TV, cablu. Firma de cablu care operează la noi Ștefan. Solicit reînnoirea contractului de închiriere a spațiului din căminul cultural, fiind necesar pentru... desfășurarea activității pentru da, unde are birou și cu
că vom atașa documente solicitate. N-am atașat niciun document în sensul ăsta, însă noi avem, nu pot să spun, o problemă. Și-a plătit impozitele vis-a-vis de Consiliul Local, dar totuși schimbă denumirea asta societății din an, la un interval de un an și jumătate, tot schimbă denumirea. Și afectează cu ceva primăria vis-a-vis de taxă? Nu, primăria vis-a-vis de taxă nu afectează, dar el își plătește asta. Am spus că plătesc contribuțiile față de Consiliul Local, doar că singurul lucru tot schimbă denumirea societății dintr-o altă denumire în alta, nu știu ce... Nu schimbă patronul, nu. Administratorul. Nici sediu, nici administratorul, doar societatea denumirii, nu știu ce. El probabil, nu știu, în momentul în care ai o problemă, când ai o problemă, așa nu mai poți să mai fii tu administratorul societății, indiferent ce nume e. Probabil legat de legea audiovizuală, audiovizualului ăsta, probabil că nu plătesc. Ce înseamnă să te indiferenți? El nu face. El face de transiție. Oricum sunt abonați, aici sunt abonați. Desfințează, eu știu, ca urmare a introducerii antenilor TV. Casa de jos. La antenele TV e altă chestie. Nu. Vorbesc că deocamdată lumea beneficiază de cablu TV instalat. Și ziua de noapte. Da, plus că au internet, chiar au și internet. Luamul primăria încasează niște bani. Asta e important. Eu sunt de acord, domnul Vrei. Cine este de acord cu închirierea în spațiu? Fața-l buzi, eu. Sunteți de acord, da? Să vină cu contactul, că doar... Abținere împotrivă? Nu știu. Suma, da. Deci toată lumea este de acord. Poate fie zise? Da, poate mai sunt la diverse probleme. 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 Domnul Chelaru ne lămurit. În principiu, cât rămâne indemnizația asta? Fără... O perioadă am luat 2 milioane, odată 2 milioane. Depinde cum îți faci datoria și prezinti procese globale de activitate. După ce se scad toate impozitele, în jur de 5 milioane. Cam 5 milioane, deci eu v-am făcut în mamă. Cam așa, pentru numărul maxim de ședințe. Domnul președinte, sunt permite să fac o informare. Mai bine la ședință. Da. Ceva diverse, de fapt. Asta e ceva mare, dar ce știu și în. Așa cum cunoașteți, Consiliul Local în ședința din luna iunie, ședința Consiliului Local, am fost desemnat ca observator la Inspectoratul Județean de Învățământ să asist la examenul de ocupare a postului de director al doamnei Bitele. Examenul s-a desfășurat în perioada 17, deci primul și 24 iulie. Vreau să vă spun, spre bucuria mea și spre nemulțumirea sau părerea de rău a altor, doamna directoare a fost promovată, va fi directoare în continuare la școala încă 4 ani zile și am vrut să informez Consiliul Local să nu există alte, eu știu, discuții, fiindcă dânsa a reușit cu brio pentru
ocuparea postului de director al școlii gimnaziale numărul 1 la Negoiești. Deci 4 ani de nou examen. Da. Este 4 ani. Da. Deci mandatul e de 4 ani. Ca dacă nu se întâmplă nimic, probabil, da. Dar nu apar alt eveniment. Și mă bucur și ar trebui să vă bucurați și noastră. Este o este directoare apreciată și pe plan județean și pe plan comunal. Așa că să-i urăm succes. Poate peste o lună sau două luni de zile să face analiza... Uitați aici, sunt trei. Analiza... pregătirea anului de învățământ 2017-2018 și o vom avea în fața noastră, poate și mai devreme, va prezenta un raport, o să informez, eu mă bucur și transmit alături de dumneavoastră succes în continuare în activitate. Mulțumesc! Bine că ne-ai cunoaște toată activitatea și știi ce are în continuare. Nu prea avem contact. Domnul Croitor, parcă. Da, aveam o problemă. Da. Rugămintea mea este ca la transcrierea procesului verbal de ședință să manifeste mai multă atenție. Eu citesc, spre deosebire probabil de alții, fiecare proces verbal al ședinței anterioare. Și se deturnează subiectul de, în așa fel încât devine de nerecunoscut. Să folosești un limbaj de asta de lemn, îți pui mâinile în cap. Eu am făcut o adresă către doamna secretar ca procesul verbal, în părțile care mă privesc, din mai știu, luna a șasea, primul, la ședință extraordinară, să fie modificat atât cât referitor la ceea ce am discutat eu. Adică ies niște enormități, de-ți pui mâinile în cap. Nu se poate așa ceva. Eventual, primăria să cumpere un reportofon, să se înregistreze, cum credeți că este de cuvință. Dar nu se apară, mai citește pe la județ, câte cineva și spune, bă, ăsta e analfabet, semi-analfabet. Cum se poate o așa exprimare proastă? Iertați-mi expresia că sunt elegant deja. Deci, foarte mare atenție. Fie doamna nu a reținut, când este imposibil să reții discursurile dintr-o ședință și ședința de cap-coadă, dar există această probă pe care o poate folosi, înregistrările pe cameră, atunci probabil nu a fost cameră. Și zic pentru asta, mă rog, am o propunere să cumpere un reportofon, să înregistreze absolut, iar venim mult mai ușor și doamnei secretară la întocmirea procesului verbal. Pentru că nu se poate. Eu am lipsit la o ședință, am fost la o întâlnire cu foștii colegi din școală, o întâlnire anuală, pleacă nu se vede. E, am lăsat aici propunere pentru acele străzi, acea ședință în care s-au stabilit numele de străzi. Domnul primar, fie din reavoință, fie din neatenție, nu a dat citire integrală a materialului pe care l-am făcut, și a ieșit o chestiune exact pe dos. S-a schimbat total sensul a ceea ce am cerut în acea propunere. E, nu se poate. Acum, domnul proiector, vă rog. Atâta timp cât a venit doamna secretară, titulare, sperăm să fie treburile, sperăm să se schimbe. Lucrurile și să fie trecut tot un bine. Și chiar mă bucur că a venit dânsa. Asta nu înseamnă că nu ar mai fi greșele acum, sau nu ar mai strecura. A greșit omenești. Încercăm greu, să le punem la punct. Una este să faci o mică greșeală și alta să schimbi întregul sens al frazei sau al propunerii pe care o faci. Nu se poate. Da, mai aveți ceva? Iertați-mă, mai era o problemă. Da. A venit doamna consilier, colega, scapă numele... Tulpar, exact. Deci n-am absolut nicio problemă, să fiu clar din capul locului. Este trecută președintele Comisiei Juridice. Foarte bine. Dar ca să fie președintele Comisiei Juridice, trebuie să o alegeți. Pentru că a venit dânsa prin vacantarea unui post de consilier, nu președinte al Comisiei Juridice. Deci în comisie cu ea? Da. Deci trebuie rezolvată această problemă pentru a intra în starea de legalitate. Eu zic să faceți o ședință. I s-a adus la cunoștință? Ce să-i se adus? Ei, că va fi președinte. Ea n-are nicio vină, ce treabă are. Dar n-are nicio treabă. I s-a adus normal, că știe că semnează.
Dar lucrul ăsta se face prin alege, adică o aleg președintele acestei comisii. Nu e pus în consiliul local. Păi, exact. Exact. Da, bineînțeles. Pentru că vine, în afară de asta, nici nu are cunoștințe juridice. Dar alege în comisie și alege un alt președinte din cadrul comisiei. Asta e alt aspect. Nu, comisia respectivă trebuie să se pune astăzi. Deci cei 5 metri din comisia... Propuneți în comisie un președinte și... Am înțeles. Mai este încă un aspect pe care, mă rog, s-ar putea să nu-l agreați. Fiecare comisie trebuie să se strângă, să discute materialul. Altfel venim ca niște popândăi aici și ridicăm mâna. Fiecare comisie trebuie să se strângă, să citească materialul și să întocmească acest proces verbal. Cu părere de rău, toate procesele verbale sunt întocmite de secretarul comisiei, secretarul primăriei, care și așa are destule probleme pe cap. Deci aceste comisii, dacă s-ar întâlni și ar discuta probleme, ar fi în cunoștință de cauză cu toate problemele care s-ar discuta în Consiliu. Nu mi se pare normal, eu pot să vin. Președintele comisiei îi anunță pe ceilalți membri din comisie, există secretar și așa mai departe. Se face procesul verbal? Nu așa. Eu am mai ridicat problema aspectului de legalitate. Mi s-a reproșat în ședință că vii să o faci pe deștept. Dar eu vorbesc strict de lege. Nu de altceva și de legalitate. Vă mulțumesc. Da, domnul Croitor, o să mergeți la dosarul Comisiei de Învățământ, Cultură, Activități Sportive, să vedeți dosarul că are procese verbale, chiar dacă ele s-au făcut, eu știu. S-au făcut și în plen, după ședințe s-au adunat membrii Comisiei, chiar dacă n-a fost în totalitate, însă dosarele aflate la dosar, la... procesele verbale, procesele verbale le puteți verifica la doamna secretară că sunt scrise de mâna membrilor comisiei. Mă scuzați să vă întreb, doamna contabilă știe că ne-așa sancționat, n-am luat indemnizația două luni. Păi în cauză că n-am avut proces verbal la... M-am referit la comisia juridică. Mă rog, trebuie să întâlnească. Și, în primul rând, trebuie să vă întâlniți să vă alegeți președintele și secretarul, dacă da, nu sunteți de acolo. E o regulă și trebuie aplicată și pasă. După aia o să intrați în legalitate. O să mai discut în continuare? Da, discutați. Adineori am aprobat activitatea bună a fostei doamne secretare și nu i-am arătat niște cusururi pe care le-ar fi înregistrat. Eu am citit procesul verbal de fiecare dată. Este într-adevăr telegrafic, dar el reflectă într-adevăr activitatea esența lucrurilor discutate. Le-au pus, eu știu, mai lipsite așa de gramatical, dar nu poți să scrii chiar cuvânt cuvânt. Trebuie să ai un aparat de asta. Să registrezi. Atunci trebuie să veni să scrii în procesul ăsta verbal. Esența. Domnule, așa se lucrează și zic eu că nu putem să îi dăm o notă negativă atât timp cât am fost de acord cu adineori cu activitatea sa destul de bună. Am văzut și eu, dar hai să zic, nu e lipsă de pregătire, că a terminat și eu de-a studii și ceva, este oarecum pregătită, să... La care proces verbal vă referiți? La asta care l-a citat dumneavoastră, domnule. Procesul verbal din 28 nu. A 6-a. Nu era la 6. Ei. Nu era. Nu știu care l-ați adus, dar trebuia... Cel care, mai... care l-am primit în plic. Sunt două procese verbale în plic. Domnule, procesul verbal din ședința 6 și procesul verbal din 12 a 6 și din 28 a 6. Din 12 a 6. Hai. Dar din 12 a 6 mă refer. Le-a trimis și a făcut datoria. Noi ne-am prioritat de la fiecare ședințe care... De altfel, asta mărturie, cred că și video. Video, chiar și cum îi spune la astea care le face la calculator. Și aia reflectă activitatea Consiliului Local și modul în care s-a desfășurat. Nu internet, aici la primărie are loc întotdeauna pe baza casetelor date de televiziunea Exclusiv TV. Le avem la primărie. Eu am cerut deja, ca și consilier, să am și eu o casetă. N-am reușit să le obțin, dar am luat o parte. Nu sunt, trebuie să vii cu... suportul. Da.
Păi cam atât am avut. Da, domnul, o situație vizează localitățile care din Bulun, care beneficiază de canalizare, la Rădeana. O zonă nu beneficiază de canalizare. O serie de persoane din zona respectivă și-a exprimat dorința în felul următor. Având în vedere că au fose, trebuie vitanjate, întreabă dacă s-ar putea ca vitanja să fie golită în sistemul de canalizare care funcționează. Da, era bine dacă era domnul primar. Cum tu își plătești canalizare? Cam așa se întâmplă. Că multe, deci eu știu exact. Sunt care dețin vitan și ești la Butina și era domnul Gherățin, Dumnezeu să rede. Ei pun problema, domnul, ce fac cu chestia, unde o duc. Nu poți să o duci pe câmp, nu poți să o duci pe cum. Să vrei, da, am zis, fiind cetățeni. Ia la colegii servicii. Au ei. Doar când îi plătești serviciul de vitanjare, vine vitanja, nu... Păi să obligați să... Păi, dar mă doar când vine capul unde nu ți-am plătit. Dar nu vin aia. Deci nu vin, nu discutăm de ce... Mi-a pus o... Legal. Că nu vine aia de acolo. Sunt vitanjul care cum fiecare cum poate. Și să aibă contract. Vă spun eu, aia are 5 metri cubi, omul are 1 metru cub, 2 metri cub și el îți ia, deci la Igo sau cum te-am la Bonet, el îți ia... două familii, domnul. Da. Eu am fost acolo la doamna Vico, la Apă Canal, care acum i-ar fi preluată, nu știu ce instituție. Constanța, da. Da, și orășenii sunt mulțumiți de modul în care s-a reglementat problemele de alimentare cu apă potabilă. Da, da, da. Am fost purtătorul de cuvânt al unor persoane care... Și doamna Vicol, care e directoare acolo, mi-a zis așa. Nu mai ies. Păi ești la pensie? Mă prelua Constanța, nu știu dacă o trebuie să ia. Ei, dar tot trebuie să aibă un cont. Eu am lucrat pe mașina aia. Mi-a zis așa. Șoferul vine, stai chitant, că a luat marfă. E mare mașina, e de capacitate mare. Se cuplează două, trei familii, plătesc acolo și vine și trece pe fiecare. Ca să-i poți în 3 metri, apă are de 7. Nu te mai poți cupla cu el. Avea să umple de două ori, a dat odată și nu. Depinde. Nu vă vine rău în chestia asta, având în vedere sistemul de național de canalizare se rezolvă problema. Și acolo unde încă nu e. Sigur. Eu știu că e directivă a Uniunii Europene, de asta încearcă să facă și unul. Ștefan cel Mare.